continuăm cu integrarea europeană. Când moldovenii vor trece prutul cu permisele? Începând cu vize. Începând cu 31 martie, așa cum am convenit cu omologul meu și cu președintele Băsescu în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut, discuțiilor telefonice și așa mai departe. Ce vă face să credeți că moldovenii vor ajunge peste prut doar în baza permiselor până la sfârșitul lunii martie, atâta timp cât recepționarea acestor cereri pentru permise a pornit la 1 martie, iar autoritățile române își rezervă dreptul să le analizeze timp de 2 luni. Trebuie să avem în vedere că însăși procesul de eliberare a acestor permise este unul foarte complex și complicat, ține de baza de date. Am avut și situații, așa cum ați văzut, care creează complicații în depunerea actelor, primirea permiselor, dar asta nu înseamnă că nu pot fi depășite. Există comunicare, există deschidere și chiar există o conlucrare foarte bună. Deci nu a fost situație în care să apară o problemă și să nu avem poziție să vorbim eventual la telefon, să evidențiem problema și să găsim rapid soluții. Deci acum aș propune să se treacă un pic de la spectacolul politic la pâine. De la 1 aprilie urmează să fie indexate pensiile. Cu cât vor fi majorate acestea? Pensiile vor fi indexate exact cu atât cât prevede norma legală. Deci există acea prevedere legală care stabilește cum și cu cât se majorează pensia. Conform acestor parametri, pensia urmează să fie majorată cu 4,6%. Are guvernul bani pentru majorări? Aici nu se pune problema, are guvernul bani sau nu are. Este o obligație pe care noi o vom respecta. Sunt prevăzuți acești bani în buget, toate obligațiile statului față de cetățeni vor fi respectate. Sigur, aici trebuie să menționăm că aceste majorări sunt operate într-o perioadă foarte complicată de criză, ceea ce răspunde și la una din întrebările multiple care le au mulți din opoziția din Republica Moldova vis-a-vis de capacitatea de administrare a guvernului. Ce planuri concrete are guvernul privind reducerea cheltuielilor de la buget? Pentru că ultimele date arată că cheltuielile au depășit cu peste 250 de milioane de lei veniturile. E vorba despre reduceri de cadre. Deci noi nu suntem în situația în care, la ora actuală, să vorbim despre reduceri de personal. Din păcate, suntem în situația în care deciziile guvernului precedent să fie duse până la bun sfârșit, dacă este acest sfârșit bun. Ceea ce ține de angajamentele, că aici probabil vom ajunge în discuții, angajamente la care am ajuns în urma negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Noi am negociat și am vizat doar posturile vacante, nu am vorbit despre disponibilizarea celor care se află în funcție. Din punctul meu de vedere este absolut firesc în această situație în care ne aflăm să protejăm angajații, fiindcă în cazul în care opereze asemenea remanieri, trebuie ca cel care cade sub incidența concedierii să aibă alternativă. Ori economia nu este în situație să ofere această alternativă. Dar decizii în acest sens vom lua atunci când vom veni cu reforma administrației publice centrale pe ansamblu. Pentru că a privi situația a ce se întâmplă în administrația publică centrală doar prin numărul de angajați este absolut incorrect. Urmează să privim eficiența și serviciile care sunt prestate de către instituțiile statului către cetățean. Și când urmează să fie această reformă? Suntem în fază de elaborare, vom veni cu un set întreg de modificări la legislație care să asigure ulterior în cadrul implementării un sistem administrativ la nivel central e eficient. Am înțeles cu angajații de la buget lucrurile stau mai simplu. Cum rămâne cu angajații la privat, care continuă să fie concediați de la anumite fabrici? Avem aici Mold Carton, fabrici de zahăr de la Nord. Ce se întâmplă cu acești șomeri? Ce soluții are guvernul? Deci situația celor care protestează și au dreptate în marea lor majoritate atunci când își revendică drepturile, sunt consecințe a unor situații mai vechi, nu că aș vrea să plasez responsabilitatea pe umerii altora. În mare parte urmează să clarificăm această situație vis-a-vis de respectarea legislației de către proprietari, patroni acestor întreprinderi, însă pentru a rezolva problema dânșilor nu poți să aplici metoda indicativă, nu poți să mergi și spui deschide fabrica, oferă locuri de muncă. Este rezultatul unui proces firesc. În acest sens, acțiunile care le întreprindem, ce ține de liberalizarea procesului economic, facilitarea investițiilor în economia din Republica Moldova, atragerea investițiilor străine în economia țării,
ca rezultat urmează să ofere locuri de muncă. Asta este preocuparea noastră și vreau să spun că, din păcate, iarăși, aceste acțiuni nu au un rezultat, un aflux puternic de investiții, având în vedere și criza mondială, care a afectat nu doar Republica Moldova, dar și țările unde sunt acei investitori pe care îi așteptăm. A spus că mergeți la Bruxelles la sfârșitul lunii. Câți bani preconizați să aduceți de la această conferință a donatorilor? Deci, noi mergem la acea conferință pentru a finaliza un proces. Un proces în care suntem implicați pe parcursul deja 6 luni, zi de zi. Un proces ce ține de comunicarea cu partenerii noștri externi. Împreună cu colegul meu, domnul Leancă, împreună cu alți colegi din guvern, am fost implicați în discuții permanente. Acele vizite efectuate, acele întruniri, argumentări pe care le-am prezentat, au ținut în a convinge țările care pot să ajute Republica Moldova să o facă. Acum avem nevoie de acest ajutor. Noi am formulat proiectele care avem nevoie să fie sprijinite. În mare parte țin de proiecte de infrastructură care se rezolve multitudine de probleme, inclusiv și în sfera socială. Drumuri, apeducte, canalizare, infrastructuri. Sperăm că la acea conferință să fie prezente și fondurile investiționale care să fie atrase de rând cu partenerii de dezvoltare în a investi în economia țării, în domeniul privat. Avem ca niciodată mulți și foarte sinceri prieteni care cu adevărat doresc să ne ajute. În martie urmează să fie definitivată lista societăților de stat care vor fi privatizate. Sper că până la sfârșitul acestei luni vom realiza acest obiectiv. Nu mai trebuie să avem în vedere și conjunctura pieței care este la ora actuală și capacitatea investițională care o au potențialii parteneri. Sunt, spre exemplu, companii care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie privatizate pentru ca, în consecință, să presteze servicii calitative consumatorului. Însă, trebuie să fac iarăși, să realizez compromis cu înțelegerea mea și să am în vedere și conjunctura pieței. Pentru că aceste întreprinderi, nu să le dau numele, reprezintă și valoare. Care, poftim anul ăsta... Vă referiți la MOL Telecom, la Air Moldova? Sunt mai multe companii în acest sens și care, spre exemplu, peste o perioadă de un an, poate 2 ani, ar putea să aducă un plus mai mare la bugetul statului. Care, de ce nu, poate să fie și sursă de compensare a anumitor obligațiuni internaționale pe care ne le asumăm. Pe fundalul unei crize financiare, iată că ministrul apărării vine cu idee să schimbe uniforma soldaților moldoveni. Există bani pentru așa ceva? Întrebați-l pe domnul ministru. Cel puțin n-am fost solicitat în a mă expune în acest sens, cu toate că este necesar nu doar să schimbăm uniforma militarilor, dar să-i asigurăm condiții decente în cadrul cărora să poată să-și facă serviciu militar așa cum îi se cere militarului conform legii. Și aici, odată ce cer, trebuie și să ofere. Deci nu ține doar de obligațiuni, ține și de drepturi. Avem o problemă în acest sens și vreau să vă spun că această problemă reprezintă la ora actuală și pentru mine și pentru colegii din guvern prioritate. Urmează să identificăm sursele și vă asigur că vom identifica și în acest sens sursele necesare. Dar, iarăși, să nu privim atât din gust uniformă. Vorbim larg. Uniforma este doar o mică componentă a ceea ce trebuie să facem.